Lăsat de multe ori la o parte pentru alte materii, sportul se dorește a fi revitalizat în școli. Astfel, instituția prefectului, în colaborare cu inspectoratul școlar, au inițiat campania Intră în joc, câștigă sănătatea. Ca scop, se dorește înființarea la nivelul fiecărei unități de învățământ preuniversitar din județul Argeș, a unei asociații sportive în vederea implicării în competiții sportive școlare a unui număr cât mai mare de elevi. Inițiativa a fost felicitată chiar de ministrul educației Remus Pricopie și va fi implementată la nivelul întregii țări. La nivelul județului sunt înscrise în competiții 285 de echipe din 170 de unități de învățământ preuniversitar, 195 pentru handbal, 29 pentru volei, 61 pentru basket. Startul a fost dat în acest weekend la Ștefănești. Competițiile de data aceasta au fost handbal feminin și masculin. S-au întrecut elevii ai școlilor din Ștefănești, Costești și Topoloveni. La deschiderea competițiilor au participat inspectoratul general școlar, prefectul Cristian Soare, dar și parlamentarii liberali Ion Popa și Andrei Gera. Săptămâna viitoare se va juca basket și volei. Competițiile vor continua în fiecare weekend până în data de 3 noiembrie.